Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate! Astăzi vorbim despre schimbare, un proces de care ne e tuturor teamă și pe care îl tot amânăm pentru că schimbarea înseamnă mult efort și determinare și nu suntem dispuși întotdeauna să facem asta. Vestitul stil de viață sănătos rămâne doar o țintă pentru viitor. De obicei luăm în calcul schimbarea stilului de viață atunci când deja corpul fizic ne dă de veste că trebuie să facem ceva, că nu mai poate face față felului în care trăim. Afecțiuni precum anumite forme de cancer, majoritatea tipurilor de boli de inimă, hipertensiunea arterială, obezitatea și diabetul de tip 2 sunt contractate din modul în care trăiesc oamenii. Dieta precară, lipsa exercițiilor fizice, fumatul, consumul de alcool și somnul slab pot contribui la aceste boli. De ce să începem de anul acesta un stil de viață sănătos și cum să facem această trecere într-un mod inteligent care să nu se încheie cu abandonarea țintei? Ne va spune astăzi invitatul meu, dr. Soloș Farcoș Conrad, medic rezident medicină internă, dietetician clinic autorizat și vicepreședinte al Societății Române de Medicina Stilului de Viață și Lifestyle Coach. Mulțumesc că sunteți cu noi și în această ocazie. Mulțumesc că pot fi aici. Stil de viață sănătos. Știm această expresie, ne sperie pe alocuri. Ce anume din stilul de viață al omului de astăzi îi dăunează grav sănătății, să zic așa? Erau mai multe puncte care ați menționat la introducere, care fiecare într-adevăr poate să aibă procentajul lui, dar pentru mulți sunt, cred, trei lucruri mai ales care duc la o viață nesănătoasă, și anume o dietă necorespunzătoare, lipsă de mișcare, adică sedentarismul, și pe lângă acesta un somn destul de prost sau deranjat, să zic așa. Și asta nu înseamnă neapărat un somn necorespunzător din punctul de vedere al numărul de ore, deși foarte mulți care stau în zone dezvoltate, zone urbane, nu au nici destule ore de somn. Contează și foarte mult de la ce oră până la ce oră dormi. Și sunt studii pentru acesta, spre exemplu, 8 ore, să dormi 8 ore de la ora 2 noaptea până la 10 dimineața, nu este egal cu 10 seara până la 6 dimineața. Deci aceste trei puncte, eu cred că sunt probleme pentru mulți dintre noi în societățile dezvoltate. Cam de aici ar trebui să începem schimbarea. Apropo de asta, cum să începi o schimbare? Că zici, ok, e în regulă, trebuie să-mi schimb stilul de viață, că stilul meu de viață este nesănătos. Dar sunt atâtea de schimbat, deja ați menționat trei lucruri și noi ne știm corigenți la mai multe lucruri, mai mult de trei lucruri, și ne întrebăm cu ce să începem. Cu ce începem schimbarea? Întotdeauna schimbarea nu se începe cu ce vrei să schimbi. Se începe cu gândirea ta. Asta e un punct foarte, foarte important de înțeles. Adică nu mă ocup în prima fază să cât mai repede să schimb ce-i pe farfurie. Pentru că dacă nu știu ce să pun în locul acelor lucruri care eu le consider nesănătos, atunci se pot întâmpla mai multe lucruri. Unul este pur și simplu să devin dezinteresat, pentru că nu mă stimulează, nu îmi place ce fac, nu îmi place gustul și nu mai vreau să mănânc așa. Al doilea este chiar să inducă niște reacții emoționale negative, poate de ură, de dezgust față de schimbări, pentru că am avut o experiență negativă, care este un lucru care chiar vrem să evităm. E mai bine să-ți schimbi stilul de viață un pic mai lent, dar din punct de vedere emoțional, într-un fel în care poți să accepti schimbarea, decât să faci ceva foarte brusc, așa din mușc, să zic așa, din voie pură, dar inima nu e acolo. Și după aceea să ai un sentiment de ură față de acel lucru, care poate peste 5 ani, când chiar deja ești pregătit să faci mai multe schimbări din cauza sentimentelor negative, nu le vei face. Și de aceea, medicina stilului de viață este o ramură care se dezvoltă foarte mult, pentru că abordarea, tratarea bolilor sau problemelor ale stilului de viață, și aici am zis bolilor, dar nu neapărat doar oameni bolnavi, problemele în stilul nostru de viață este cu totul alta față de tratarea problemelor acute din medicină. Pentru problemele acute avem peste 100 de ani de experiență cum abordăm problemele acute. Dar pentru bolile cronice, din păcate, nu au fost, acum deja sunt, dar mulți încă nu le știu, dar nu au fost modele foarte bune
care funcționau, care dădeau rezultate bune. Iar pentru schimbarea stilului de viață, ca să ai un stil de viață sănătos, nu te poți gândi într-un tipar clasic de hai să iau ceva și după aceea o să fie bine. Asta merge într-un mediu acut. Te doare capul și ții o pastilă. Da. Și trece. Nu iei fiecare zi pastila respectivă, o iei doar exact. În momentul când îți doare cap. Acum, când e vorba despre medicina stilului de viață și schimbarea stilului de viață, ceea ce se numește în vest acum și eu o ramură foarte puternică în dezvoltare, nu doar în medicina, în domeniul sănătății, în mai multe domenii este coachingul. Pentru că coachingul e de fapt latura aceea psihologică de care ai nevoie să ghidezi un om, să-l ajuți pas cu pas, să-și facă schimbările în stilul de viață în așa fel încât să țină acele schimbări, să nu aibă sentimente de ură, să înțeleagă de ce face. Și de fapt, în schimbarea stilului de viață, cel mai important jucător ești tu. Nu este medicul, nu este dieteticianul, nu este coachul, nu este psihologul, nu este oricine, kinetoterapeutul sau antrenorul personal, ești tu. Pentru că tu ești cel care decizi în fiecare zi ce vei face. Iar acele obișnuințe pe care le ai, obiceiurile, sunt ceea ce îți fac stilul de viață. Și nici un antrenor, nici un medic, nimeni nu poate să stea lângă tine și să-ți fie conștiință. Deci, practic, trebuie să se facă, de fapt, o schimbare în sistemul intern de valori și de informare. Unii vor, dar nu au informațiile pertinente de care au nevoie să facă schimbări în așa fel încât să țină acele schimbări. Iar alții au informații, dar încă nu au decis anumite lucruri care au de a face cu voință, cu gândirea, cu poate renunțare la anumite lucruri pentru niște scopuri mai importante care vin mai târziu. O sănătate, nu acum. Da, poate că o să te simți mai bine peste o săptămână, două, oricum, dar pentru o sănătate care este foarte robustă când vei avea 50, 60, 70, 80 de ani. Nimile de pacienții pe care le văd în spital, care tocmai s-au pensionat și sunt internați cu un accident vascular cerebral sau cu un infarct, adică punctul la care ți-ai încheiat cariera pe câmpul muncii și deja ai timp acum să faci anumite lucruri de care poate visezi de ani de zile să ai timp să le faci, când ai avea timp, atunci vin rezultatele deciziilor, stilului de viață din deceniile anterioare și rămâi cu o calitate a vieții mult mai joasă. Adevărul este că atunci când avem o vârstă, ne gândim nu mai merge acum sau când de cele mai multe ori schimbările vin odată ce ne îmbolnăvim și trebuie să facem ceva și vrem să facem ceva atunci pentru că nu ne simțim bine. Nu știu pe cer senin câți iau niște decizii atât de serioase și pe termen lung de schimbare, mai ales dacă ești tânăr și nu te doare nimic deocamdată, deși stilul tău de viață este unul haotic, nu știu dacă vei lua o decizie de genul acesta și vreau să încercăm să vorbim despre complicații, dacă se poate, pentru că ceva trebuie să ne sperie și pe noi ca să începem, chiar dacă ne simțim bine în momentul acesta. Totuși, ne pregătim bătrânețea încă din tinerețe ca să ne simțim bine pe tot parcursul vieții. De ce să facem schimbări anul ăsta și nu anul viitor? Mai întâi trebuie să știm că foarte multe dintre problemele de, de perioada a treia al vieții sunt evitabile. Deci, îmbătrânirea, cum noi o știm în societate, nu este neapărat un lucru 100% bătut în cuie. Când vorbim despre îmbătrânire, există conceptul de îmbătrânire primară și îmbătrânire secundară. Primara este o îmbătrânire care nu o putem influența. Aia merge înainte dacă vrei, dacă nu vrei. Și acolo nici nu avem foarte multe mecanisme mecanisme metabolice care le știm, să știm care sunt moleculele sau driverile în spatele proceselor.
Nu le știm, însă la secundar avem foarte mult. Secundarul, de fapt, este influențat foarte mult de stilul de viață. Poți să-ți accelerezi îmbătrânirea prin ceea ce alegi. Și din acest motiv, îmbătrânirea, tu poți să un pic să nu un pic, să mă corectez, destul de mult să o croiești cum vrei să fii tu când ești bătrân. Și sunt foarte multe exemple, dacă le căutăm pe internet, de oameni care au decis să facă schimbări în stilul lor de viață când au fost mult mai tineri și care a dus la niște efecte pozitive. Dacă luăm niște studii concrete, aș recomanda ca cei care ne ascultă să citească un pic despre zonele albastre, unde avem oamenii cu o longevitate, sau populațiile, mai corect spus, cu o longevitate mai ridicată față de alte populații. Sunt 5 astfel de zone în lume. Unul dintre aceste 5 zone este, de fapt, plasat în America de Vest, în California, și este chiar în fibra societății moderne, cu toate stresurile și cu tot ce merge mână-mână cu viața în secolul 21, într-o zonă foarte dezvoltată, urbană. E o zonă care este un pic est de Los Angeles, se numește Loma Linda, și acolo sunt mai mulți care sunt în zona asta sau trăiesc principiile zonei acestea albastre. Unul dintre lucruri care vedem acolo este că oamenii aceștia, deși sunt supuși acelor condiții moderne pe care și noi le găsim, adică de alimentație cu anumite produse care au fost tratate, au o viață stresantă, cu joburi stresante în secolul 21, sunt și ei blocați în trafic și se enervează în mașinile lor și, mă rog, multe alte componente ale vieții normale, ei trăiesc mai lung. Și acele persoane care țin aceste principii trăiesc cu de la 6 la 9 ani mai mult decât californianul de rând în zona respectivă. Și californianul de rând oricum trăiește un pic mai lung decât americanul de rând, pentru că californienii au o calitate a vieții un pic mai ridicată și își permit mai multe. Deci, vedem că se poate și într-un secol stresant și foarte rapid, unde totul se mișcă așa de repede, să trăiești nu cu un an, doi, adică vorbim de la jumătate aproape până la un deceniu întreg în plus față de populația generală în zona respectivă. De ce? Pentru că aceste persoane au luat niște decizii: ce mănâncă, cât se mișcă, cât de mult stau pe canapea, la ce se uită, când dorm, cât de mult sport și ce tip de sport fac. Iar toate aceste lucruri se găsesc în diferite cărți, în diferite studii. Nu avem timp să le discutăm pe fiecare, le știm. Dar asta e motivul, pentru că poți să trăiești mai lung, și aici este un punct foarte important, nu doar că ei trăiesc mai lung decât oamenii din jurul lor, ci trăiesc mai lung cu mai puține boli și mai puțină folosință de medicamentație cronică, care este foarte important. Este, sună așa, glumă, dar e foarte serios. Este mai bine să spunea cineva să mori sănătos decât să mori bolnav, pentru că înseamnă că ai avut o perioadă în care practic n-ai trăit. Ai trăit foarte greu în perioada aceea când ai fost bolnav. Mă gândesc că un aspect al stilului de viață sănătos ține și de alimentație, clar, pe lângă mișcare și somn. Și vă întreb, ce aspect al unei diete nesănătoase prezintă cel mai mare risc pentru sănătate? Că tot avem imagini de cu mâncare acum, cu sport. Ce aspect? E foarte greu să alegi ceva nesănătos. Da, pentru că foarte multe probleme moderne sunt multifactoriale. Și e greu să zici doar acesta și să spui omului, uite, focalizează-te doar pe acesta. Și el nu știe că, de fapt, sunt încă 3 altele sau 5 altele care, dacă nu le ia și pe acelea în considerare, nu dă rezultate așa de bune. Dar dacă trebuie să aleg câteva puncte destul de importante... Am început să funcționăm așa, 3 pași, 2 pași, da. Un lucru, cel mai... Pentru că suntem pe rapid înainte și poate prindem o idee și măcar lucrul ăla schimbăm în viața noastră. Unul dintre cele mai mari probleme pe care le avem este consumul de zahăr și grăsime. Și de aceea, într-adevăr, și în România sunt anunțuri pe televizor și pe radio să evităm consumul excesiv. Problema care este? Ce înseamnă excesiv?
Acesta este un termen care este mai mult un termen calitativ decât cantitativ. Avem nevoie de niște concepte cantitative, cât înseamnă excesiv. Ok, asta din nou depinde de anumite lucruri, cât de înalt ești, câte kilograme ai, dar în principiu, dacă vrem să mergem cu cele mai bune recomandări generale, se spune așa, când e vorba de zahăr rafinat, să nu consum mai mult decât 5% din caloriile tale zilnice ca și formă de zahăr rafinat. Asta înseamnă, dacă iei 5% dintr-un meniu de 2000 de calorii pe zi, să nu fie mai mult decât 100 de calorii pe zi zahăr rafinat, care nu-i foarte mult deloc. Dacă te gândești la cât zahăr este într-un suc, într-un câteva biscuiți sau... Sau chiar pâine. Chiar pâine, mai ales în anumite țări, în America, aproape toate tipurile de pâine sunt îndulcite. Acolo e greu să găsești produse care nu sunt îndulcite. Ei au anumite probleme care noi nu le avem așa de mult încă în Europa, pentru că sunt populații aici care nu preferă alimente așa de dulci, dar și aici sunt multe produse care sunt îndulcite. Deci... Să încercăm să evităm lucrurile rafinate cât se poate. Să fac o recomandare mai generală. Lucrurile rafinate, asta înseamnă ulei de toate tipurile. Și dacă e presat la rece, tot este un produs rafinat. Pentru că este presat și este un component cu niște fitochimicale care se strecoară în procesul pregătirii, presării, în uleiul respectiv, dar tot este un produs care s-a scos din alimentul de bază, din sursa lui și s-a rafinat, s-a purificat. Deci să încercăm să evităm cât de mult se poate uleiurile, toate tipurile de îndulcitori pe bază de zahăr, fie zahăr brun, fie zahăr demerara sau zahăr alb, sau etc., sirop de glucoză, de fructoză, etc., etc. Sunt foarte multe tipuri. Și produse din cereale rafinate. Și mai ales în zona noastră din lume, făină albă și produse pe bază de făină albă. Dacă doar aceste trei puncte le luăm în considerare deja, eu garantez o parte din celor care ne ascultă, dacă schimbă obiceiurile lor cu referință cu aceste trei puncte deja, o să vadă că după câteva săptămâni au alte greutate. Câteva kilograme o să se ducă pur și simplu pentru că au schimbat asta, fără niciun efort în plus. Și mai sunt rețetele noastre tradiționale românești, la care nu renunțăm atât de ușor, ba chiar le aducem foarte des la înaintare și această deprindere a noastră, a românilor, poate doar, de a avea ciorbă, felul 2, și desertul imediat, dacă se poate, și să mai bem și ceva după masă. Ce trebuie să scoatem din tot meniul despre care vorbesc aici? Este, din nou, un lucru greu. Deci, din nefericire, să zic așa, mâncarea tradițională în zona noastră are niște componente nesănătoase care sunt greu remediabile. Acum, ciorbele, spre exemplu, nu sunt o problemă, dar am fost la nunț unde uleiul deasupra partea apoasă al ciorbei era aproape așa de gros ca un deget. Aia deja este o problemă. Acolo se poate remedia. Ciorba în sine nu este o problemă. Ba contra, pentru unii care vor să slăbească, sunt niște studii care arată că supele, ciorbele pot ajuta în acest proces. Însă, dacă pun foarte mult ulei, nu mă ajută. De ce? Dacă luăm principiile sau nutrienții principali, carbohidrații, lipidele și proteinele, un gram de proteine și un gram de carbohidrat au fiecare, dacă rotunjim, 4 kilocalorii pe gram. Dacă luăm lipidele, fie grăsime de origine animală, fie grăsime de origine vegetală, uleiurile, au, dacă rotunjim, pe un gram, 9 kilocalorii. Adică mai mult de dublu. Deci 10 mililitri de apă, care apa nu are calorii și e multă apă într-o ciorbă,
nu se compară deloc cu 10 ml de ulei, care are 9 kilocalorii pe gram. Acum nu știu exact 10 ml cu virgulă câți grame fac de ulei, dar putem să estimăm că undeva între 80 și 100 de calorii vor veni din ciorba aceea de la 10 ml de ulei, care sunt ceea ce numim în dietetică calorii goale. Nu-ți aduc niciun aport în plus de micronutrienți. Să fiu poate un pic mai corect, să nu zic niciun nutrient. Uleiurile presate la rece, care nu sunt chiar așa de rafinate ca cele care sunt procesate după aceea și termic, pot avea și nu doar pot, că chiar au anumite substanțe care au efecte benefice, cum are și uleiul de măsline, are niște fitochimicale care le are și care au efecte benefice. Însă dacă trebuie să vorbim în termeni generali, atunci trebuie să știu dacă am probleme de greutate. Pentru mine și uleiul de măsline, tot 9 kilocalorii pe gram va avea și dacă are alți nutrienți. Și atunci poate e mai bine să mă focalizez pe altceva. Adică în salate nu mai turnăm direct din sticlă și facem un rotocol peste salată, ci măsurăm cu lingurița, poate. Ar fi o idee. Eu ceea ce recomand oamenilor e în felul următor. Să storci o lămâie, să pui zeama lămâii într-un borcanel mic, după aceea să pui un pic de sare, să pui un pic de ulei și să pui mirodenii. Ce-ți place ție? După aceea, dacă mai vrei să dai așa un gust un pic mai de brânză, pune fulgi de drojdie. Pentru cei care nu cunosc, sunt niște fulgi de drojdie inactivate, care au gustul așa numit umami, care dă un gust foarte bun, e gustul similar, nici nu pot să zic gust, că nu-i corect, este... Aroma, un fel de... Da, umami este acum inclus ca al cincilea gust, dar de fapt nu este un gust în sine, este glutamatul, care mulți, dacă aud de glutamat, cred că e un lucru rău. Într-adevăr, monosodiu glutamat în formă rafinată, purificată, nu este un lucru foarte bun, însă multe alimente au glutamat natural, care este de fapt, cum să zic, baza lui este un aminoacid, care este la baza proteinelor și are efectul umami. Ciupercile, spre exemplu, au gust umami, drojdiile au, carnea, pentru că carnea are mult acid glutamic, care este acest aminoacid de care ai nevoie pentru, între alte, să sintetizezi monosodiu glutamat. Deci dacă mănânci alimente cu un conținut ridicat, natural, de glutamat, să zic așa, atunci vei avea un gust mult mai aproape de umami. Deci poți să pui fulgi de drojdie și pui căpăcelul pe borcan și îl amesteci foarte, foarte bine. Și acesta poți să pui deasupra salatelor, le dă o aromă foarte bună, un gust foarte bun, fără să folosești foarte multă sare și foarte mult ulei. Românii folosesc foarte multă sare, că tot am ajuns la capitolul ăsta. Da, România este în top 10 țărilor din Europa cu probleme cardiovasculare. Alături de vecinii noștri, Ungaria, acum câțiva ani, acum n-am mai verificat ultimele statistici, dar cu câțiva ani înainte eram locurile 6 și 7, deci chiar eram și vecin pe riscul cardiovascular și o parte din riscul nostru vine de la consumul prea ridicat de sare. Și noi și vecinii noștri, de fapt, și Ungaria. Deci, din anumite puncte de vedere, zona aceasta din Europa are anumite trăsături culinare care sunt similare. Și atunci mă și aștept să avem probleme de sănătate similare. Mă gândeam la un român care se duce la cumpărături să-și cumpere produse alimentare, intră în magazin și se ghidează după oferte, după ce ambalaj, știu eu, după pofte. Cum ar trebui să facem cumpărăturile astfel încât să ajungem acasă cu ce trebuie? Două lucruri. Unu, să nu te duci la cumpărături când ți-e foame, că atunci sunt studii care chiar arată, ești mult mai predispus să cumperi tot felul de lucruri de care nu ai nevoie. Încă un lucru este să te duci cu listă, adică să decizi acasă ce ai nevoie.
și să te duci cu listă. Asta, într-adevăr, poate să însemne să te uiți la ofertele, dar să te uiți la ofertele de din acasă. De pe lista ta de cumpărături, dacă plus, uleiul are ofertă. Acum au foarte multe magazine, au aplicații și aplicațiile au ofertele lor, în catalogele lor și te uiți ce ai nevoie și cumperi foarte țintit. Un alt lucru care ajută foarte mult este să știi să citești etichete. Eu, spre exemplu, nu mă duc la magazin cu listă, dar dacă trebuie și am dubii, citesc etichete și dacă nu-mi place ce e în ingrediente, îl las acolo. Adică, pur și simplu, vorbim despre altceva și anume, acum vorbim despre să fii informat când te duci la cumpărături. Să încerci să nu te duci la cumpărături și să te bazezi pe instincte. Nu te ajută, pentru că sunt foarte mulți producători care au studiat treaba instinctelor alimentare și alte instincte umane și au croit niște produse care să mă exprim într-un fel anume, apăs niște butoane în creierul nostru care duc la niște plăceri care ne leg de acele alimente și efectul care este creat în mintea noastră când experimentăm acele alimente, mai ales la multe produse foarte renumite, nu este un efect aleator. Acelea sunt niște produse foarte bine studiate. Deci să știm că suntem manipulați și nouă nu ne place să fim manipulați. Să gândim așa, nu vreau să mă duc la magazin și să fiu manipulat să cumpăr lucrurile acestea. Fac lista de acasă. Haideți să vă spun încă un lucru. Dacă vorbim despre magazine, nu este aleator cum se aranjează un magazin. Cei mai mulți știu că raftul pe care îl are un produs nu este aleator. De obicei, produsele mai scumpe sau cele cu o renume mai mare sunt mai aproape de nivelul ochiului. Produsele care sunt mai ieftine sunt ori foarte sus, ori destul de jos, ca să le vezi mai greu. Asta deja ajută ca să știi acest lucru, ca să știi unde să te uiți. Foarte des nu este o diferență foarte mare între aceste produse, doar firma care le-a fabricat. Dar pe lângă asta, mulți nu știu, inclusiv cum sunt făcute ordinul raioanelor, cum sunt făcute coloarele, adică unde trebuie să treci prin magazin, să ajungi. Deci suntem manipulați de cum pășim în magazine. Chiar și copiii noștri, probabil că și la nivelul ochilor lor, sunt produse pentru copii. Da, asta este așa. Astfel încât ei să ceară. Bineînțeles. Dar să știți că și corpul nostru cere. Când ne este sete, de fapt, corpul nostru ne transmite că ne este sete și ne transmite că are poftă de ciuperci și de ciocolată și de înghețată. Când să-l ascultăm, când să nu-l ascultăm? Că se zice că e bine să ne ascultăm corpul. Că știe corpul nostru de ce are nevoie, de fapt. Adevărul de obicei este undeva în mijloc. Este bine să asculți de corpul tău în anumite condiții, dar nu în toate condiții. Corpul are și o componentă de obișnuință și dacă l-ai obișnuit cu chestia aiurea, o să ceară chestia aiurea. Asta e o realitate cu care trebuie să ne confruntăm. Este posibil că am primit o educație alimentară de gusturi de la bunici, de la părinți, de la alte rude prieteni care ne-au format gusturile sau deformat gusturile, de fapt, să zic așa, și corpul o să ceară aceste lucruri. Dacă știu că aceste lucruri sunt nesănătoase și corpul meu le cere, trebuie să iau o decizie pe bază de rațiune. Sunt într-adevăr situații unde pot să mă duc după anumite dorințe care sunt generate de către corp, dar nu întotdeauna. Iar linia sau arta este să ai informații de calitate și am menționat acest gând de câteva ori. Orice schimbare a stilului de viață, dacă suntem la început de an, nu începe, hai să sărim cât mai repede și să schimbăm ce-i pe farfurie. Începe aici. Asta înseamnă câteva lucruri. Și asta, dacă trebuie notat ceva de la această emisiune, este acest lucru, între altele. Dar, unu, începi cu educație. Începi cu cititul. Să începi să citești niște cărți foarte bune, care îți dau dovezi și motive, pentru că noi suntem niște ființe logice. Dacă nu înțelegem ceva, ni este foarte greu să o facem pe termen lung și foarte mulți, de fapt, aici dau în bară.
au auzit de la cineva, au auzit pe televizor, au văzut pe Facebook niște informații foarte rapide, au încercat să le aplice, n-au avut destule cunoștințe, cum să zic, anexate la acele sfaturi, încât să înțeleagă mai profund subiectul și din acest motiv, după câteva zile sau săptămâni, pierd elanul, pierd motivația. De ce? Studiile care s-au făcut în ultimii ani pe puterea voinței au un rol destul de important în înțelegerea acestui subiect. Voința este ca o baterie care este influențat de către anumite lucruri, inclusiv decizii din stilul de viață. În fiecare dimineață sau pe fiecare zi, să zic așa, ai un dozaj anume de putere de voință. Și fiecare decizie pe care o iei consumă un pic din acea dozaj pe care o ai. Problema care este? Dacă ai anumite funcții sau anumite decizii de luat care consumă foarte mult și tu nu mai ai rezerve foarte multe, să dai în bară o să fie un risc foarte real. De aceea, anumite decizii grele sunt mult mai ușoare de luat la începutul zilei decât la sfârșitul zilei. Omul care spune, hai că fac sport după ce ajung acasă de la locul de muncă, e posibil să dea în bară mai ușor decât omul care spune, hai că mă trezesc o oră mai dimineață și mă duc la sală sau mă duc să alerg, pentru că dimineață încă ai mai multă voință. Noi în secolul 21 avem foarte multe decizii de luat, foarte, foarte multe, și fiecare consumă. Oboseala, dacă ești obosit și n-ai dormit destul, automat pornești ziua cu mai puțină voință pe ziua respectivă. Țineți-vă ideea să vorbim despre oboseală și despre somn și cât de important este și mișcare, pentru că vreau să luăm o scurtă pauză, să se sedimenteze puțin ceea ce am discutat până acum. Doamne și domnilor, rămâneți aproape, căci mai aveți lucruri importante de notat, de auzit și poate de care vă vor motiva să începeți cât de cât o mică schimbare anul acesta în stilul de viață sănătos. Rămâneți aproape! Thank you.
Am revenit, vorbim despre stil de viață, poate mai sănătos anul acesta, schimbările pe care dorim să le facem, poate înainte să vină boala, nu boala să ne motiveze să schimbăm ci ceva în viața noastră, ci noi să fim mai inteligenți puțin și să o luăm înaintea bolii, cu un pas înainte, cu doi pași înainte și să facem schimbările astfel încât să avem o viață de calitate. Alături de mine este în continuare dr. Soloș Farcaș Conrad, medic rezident medicină internă, dietetician clinic, autorizat vicepreședintele Societății Române de Medicina Stilului de Viață și Lifestyle Coach. Vorbim despre stil de viață, ajunsesem la momentul acela în care ziua noastră poate să o ia frumos înainte, să crească frumos, să facem, să luăm decizii bune, odată ce dormim bine. Da. Dormitul bine, ați spuneați la început, că înseamnă să nu te culci după ora 12 noaptea, ci undeva în jurul orei 10-11. Acesta are de a face și cu producerea, în parte cu producerea unei hormon numite melatonină, care melatonina este un antioxidant destul de puternic și ne ajută să ne simțim bine dimineață și un somn insuficient va duce la o producție mai scăzută de melatonină care va avea repercusiuni de fapt ziua următoare. Și despre ceea ce am vorbit înainte despre voință, dacă eu n-am destulă voință pentru că nu m-am odihnit destul de bine, o să afecteze capacitatea mea, bine, și pe plan profesional, nu vorbim despre, dar în schimbarea stilului de viață. Deci, somnul, nu doar destule ore, ci și la ce oră mă pun la somn și în ce condiții. Dacă este prea multă lumină în încăperea în care dorm, spre exemplu, sunt unii care stau și este iluminat stradal afară. Și bate destul de puternic lumina de din afară înăuntru, poate nu au jaluzele sau, mă rog. Și această lumină, dacă are un nivel anume de lux, mă rog, unitate de măsură a luminii, poate să deranjeze producția de melatonină, pentru că producția de melatonină este în parte dirijat de către retină. Acum, nu-i complet corect ce zic, pentru că sunt niște neuroni între glanda care face melatonina și retina, dar ca să fie mai simplu exemplul, e dirijat de către retina în sensul în care dacă retina, care este membrana în spatele globului ocular, care traduce informația din spectrul electromagnetic sau undele în niște impulsuri electrice care creierul nostru poate să decodeze și să facă o imagine, dacă primește lumină, inhibă producția de melatonină. Dar sunt oameni care spun că ei dorm bine, ei dorm rău când este beznă, întuneric beznă și dorm mai bine dacă au o veioză lângă ei, aprinsă. Eu aș fi interesat să văd producția lor sangvină de melatonină în amândouă condiții și după aceea să vorbim. Acolo poate să fie, sau pot fi implicate câteva lucruri. Unul este factorul psihologic. Așa te-ai obișnuit, așa faci, așa te simți mai comod. Și într-adevăr, unii adorm cu televizorul, de fapt, și aceea este o sursă de lumină. Dar cum se trezesc după ce adorm cu televizorul aprins? Asta e o altă întrebare. Alt lucru. Adevărul este că eu vă spun ce știm din fiziologie. Acum, fiecare ia ce dorește și m-am mai întâlnit cu oameni care orice le spui, oricum e așa cum zic ei, bine, adică să fie cum vrei tu. Dar sănătos este cu mai puțină lumină. Așa este sănătos. Pentru producerea de melatonină, așa este sănătos. După care melatonina este necesară pentru creier să facă un hormon, un neurotransmițător, mai corect spus, numită serotonina, care serotonina, dacă lipsește în cantități suficiente, poate să fie un factor în depresie. Deci oamenii, spre exemplu, care au depresie, este foarte important să doarmă la orele corespunzătoare ca să producă destulă melatonină, ca să aibă destulă serotonină. Pentru că oamenii care sunt deprimați foarte des au probleme cu somnul. Iar dacă încercăm să reglăm un pic problema, poate să ameliorăm cât de rău se simte omul respectiv. Asta a fost doar așa o paranteză, că nu e despre stilul de viață, dar este un exemplu despre
efectul producerii melatoninei în sănătatea psihică. E adevărat că facem schimbări în alimentație, schimbarea care ține de felul în care ne odihnim și alegem să dormim, dar ține și de mișcare. Da. Cât de important este să, de exemplu, dacă eu aleg anul acesta să fac schimbarea în alimentație, mi se pare prea mult să mai intru și în alte domenii. E mai bine decât să nu fac deloc. Însă, cât de mult contează să adaug mișcare în viața mea? Este foarte important. Deci, dacă cumperi o mașină nouă din fabrică și îl pui în garaj și nu-l folosești, cu cât îl folosești mai puțin, cu atât are șanse mai bune să ține ani de zile. Corpul uman nu este ca o mașină. Cu cât îl folosești mai puțin, cu atâta se degradează mai repede. Deci, ruginește. Da. Corpul uman și dacă luăm articulațiile care sunt foarte implicate în procesul mișcării, se degradează mai repede dacă suntem sedentari. E foarte, foarte important. Și acum, revenind la ceea ce ați spus, dacă trebuie să schimb mai multe lucruri, trebuie să știu în aceeași timp ceea ce am discutat înainte despre voință. Și anume, am doar o capacitate anume. Creierul nostru, ca să economisească putere de voință, are niște funcții foarte, foarte bine create de a automatiza anumite procese. Automatizarea acesta le numim obiceiuri, că asta e de fapt. De fapt, tu când vrei să faci ceva, trebuie să declanșezi un proces, acolo ai nevoie de voință și să-l duci la bun sfârșit. Cu cât îl faci mai des, cu atâta se programează un automatism și declanșarea de la început consumă mai puțină putere de voință. Dacă eu reușesc să automatizez niște obiceiuri sau niște lucruri sănătoase, consumă tot mai puțin ca să le fac. Și asta este ceea ce am vrea să facem. Dacă vreau să-mi schimb stilul de viață, să nu le iau pe toate dintr-o dată. Pentru că dacă dorm la ore aiurea, am un somn haotic, dacă mănânc haotic, dacă nu mă mișc destul, dacă vreau să le fac pe toate deodată, cantitatea de voință de care ai nevoie să le poți face pe fiecare, între timp să-ți faci și jobul și responsabilitățile sociale și de familie, sunt șanse foarte mari să dai în bară. Nu, efectiv, nu ai destul, pentru că la fiecare trebuie să citești rețete noi, să gătești mai sănătos. La sală trebuie să te duci să-ți găsești o sală care îți place, să începi să folosești aparatele alea sau să te obișnuiești cum e să te simți cu febră musculară, cu oboseala care vine după ce te miști, poate o oră, două, când doar vrei să stai jos. Toate consumă. Și atunci ai mai bine, și asta facem de fapt în coaching și medicina stilului de viață, încercăm să luăm țintele mari și să le desfacem în subținte, ținte mai mici, care devin mult mai ușoare de realizat decât acele ținte care sunt poate acum un an, doi pot să fiu acolo, nu-mi conștientizez. Și un coach bun asta trebuie să facă. Când vine cineva și spune, sau mă rog, un medic al medicinii stilului de viață, să zică, uite, e foarte bine că vrei să ajungi acolo, dar hai să o luăm pe pași. Și e jobul lui să ajută omul să-l desfacă în bucăți. Acum, dacă trebuie să dăm niște sfaturi generale pentru cei care ne urmăresc, aș spune, ia mentalitatea de coaching, adică ai ținta ta mare, vreau să fiu mai sănătos, să am un stil de viață mai sănătos. Acesta este un termen foarte, foarte general. Vag, general. Noi folosim, nu doar noi în coaching, se folosește conceptul de ținte SMART și în business, și în finanțe, și în alte domenii. Este un acronim care, de fapt, îți spune ce fel de ținte ar trebui să-ți spui. S-ul vine de la specific. M-ul vine de la măsurabil. Deci o țintă gen, vreau să fiu mai sănătos, nu este nici specific și nu este nici măsurabil. Adică să fii mai sănătos poate să însemne să dormi cu o oră mai mult. Că pentru tine asta înseamnă să fii mai sănătos sau să mănânci mai multe legume. Dar poate că pentru altul înseamnă cu totul altceva. Dacă vorbim despre aceeași subiect și nu definim despre ce vorbim,
eu o să mă gândesc la ceea ce consider eu a fi sănătos și dumneavoastră la ceea ce gândiți că este sănătos din punctul dumneavoastră de vedere. Și de aceea, specific înseamnă, eu vreau să consum măcar 3 porții de fructe și legume pe zi. Aceea este și specific că ai spus exact ce vrei să faci, este și măsurabil. Ai pus o cantitate, 3 porții. Ok, acum mă duc pe Google, caut tabelele de porții alimentare ca să știu ce fruct cu câte porții corespunde, sau mă rog, mai ales la fructele mici, câte bucăți de afine trebuie să mănânc ca să fac o porție. Poate spune ceva, e o picătură în ocean ce vreau să schimb, dar oceanul se face picătură cu picătură. Urmează, da. Să spun gândul până la capăt. Nu știu cum am reușit, dar a expirat timpul. Poate reușim să extindem cumva întâlnirea noastră pentru viitor și sper să reveniți la Sănătate cu Prioritate. La final, un ultim sfat de 20 de secunde, se poate? Da. Citiți foarte mult, că așa se schimbă cel mai ușor, și vă recomand mai ales două cărți. Unul se numește Cum să nu mori, celălaltul Cum să nu ții o dietă. Dacă citești astea doi, o să fii cu 100 de pași mai înainte a celor mai multe persoane din populație. Mulțumesc pentru această ultimă recomandare și vă mai aștept în platoul emisiunii Mulțumesc. Sănătate cu Prioritate. A fost o plăcere. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Szolos Farkas Konrad, medic rezident medicină internă, dietetician clinic, autorizat și vicepreședinte la Societății Române de Medicină a Stilului de Viață și Lifestyle Coach. Alimentația nesănătoasă și sedentarismul duc la obezitate, boli cardiovasculare, cancer. Viața e prea scurtă ca să ocupăm o bună parte din ea cu boala. Faceți alte planuri decât ani întregi prin spitale. Ștergeți praful de pe bicicletă, goliți frigiderele de lucruri nesănătoase, puneți pe noptieră o carte bună, Biblia, petreceți timp în natură. Cu alte cuvinte, trăiți cu adevărat. Vă mulțumesc că ați avut deschiderea de a urmări această emisiune, unii chiar până la capăt, să vă fie un imbolt către schimbare. Sper să ne revedem sănătoși și data viitoare și, de ce nu, cu ceva îmbunătățire în dietă, mișcare și odihnă. Sunt Raluca Mateescu, rămâneți cu bine!